89%. Te pop, foarte drăguț omul, vezi? Ai văzut ce înseamnă solidaritatea VAG? A trecut băiatul Golf 6 cu muzica la blană. Am văzut că filmăm o Cupra care tot din VAG și a zis: bă, nu, opresc muzica că nu pot să deranjez pe băieții. Hola! Hola din nou, topuri, noaptea se văd absolut genial. Rar ori se întâmplă ca o divizie a unei mărci să meargă pe cont propriu ca o marcă și se întâmplă și mai rar ca marca respectivă să aibă și succes. Pentru că din punctul meu de vedere, Cupra ori este cea mai genială idee de marketing, decizie de marketing pe care Volkswagen, mă rog, grupul VAG a făcut-o, dar în același timp cred că este și un pic de ne-am dat singur cu Tesla în genunchi, pentru că din punctul meu de vedere, Cupra înseamnă sfârșitul lui Seat în viitorul cel mai apropiat. Astfel, cu noi avem Cupra Born, un ID3 mai frumos, mai sportiv, mai dinamic și, sincer, întrebarea mea este: de ce ți-ai mai cumpărat ID3 când există așa ceva? Cupra o duce atât de bine că Born trebuia să fie un model al lui Seat, apărut în 2019 ca un concept numit Seat El Born. Born fiind un cartier foarte cunoscut din Barcelona, dar pentru că Cupra e atât de bună pentru Seat și pentru Volkswagen, El Born a dispărut și a apărut Cupra Born. Când vine vorba de prețuri, ID3 și Cupra Born au același preț de plecare. Mă rog, un pic diferit, pentru că ID3 pleacă de la 43.200 de euro cu TVA și Cupra Born pleacă de la 43.300 de euro cu TVA. Încă un motiv pentru care nu înțeleg de ce cineva și-ar lua un ID3 în locul acestei mașini. Ce știu, mă rog, asta e decizia voastră, e că dacă vreți să faceți un test drive cu așa ceva, mergeți la GTT Motors, cărora deja le mulțumim foarte mult pentru că ne-a pus la dispoziție această mașină. Și încă un lucru de ținut minte: dacă și voi vreți o mașină nouă, Cupra, Seat, Volkswagen, orice mașină nouă, era să cald, este foarte simplu: intrați pe platforma noastră AutoVendi și plasați o cerere de ofertă și de acolo dealerii parteneri vor face tot posibilul să vă dea cele mai bune oferte la cerințele voastre. Din nou, simplu, greu, ține de voi, pentru că o să aveți o mulțime de oferte bune din care trebuie să alegeți. Dacă mă întrebați pe mine, și acum este strict o părere subiectivă, cum, mă rog, la design în mare parte părerile sunt subiective, Cupra Born ar fi arătat perfect dacă ar fi avut fața de ID3 cu lateralul de Cupra Born și cu spatele de Cupra Born. Deci acolo era un best buy fără discuție. Dar fața asta, nu știu, mi se pare că arată așa un pic ca măscărici, nu neapărat într-un sens rău, dar nu mă dă pe spate. E clar, e diferită, atrage atenția, fără doar și poate, și elementele astea de cupru, culoarea cuprului, cum e bara de aici și sigla și scrisul Cupra, atrag atenția, dar nu știu dacă neapărat într-un mod plăcut. Ai doar senzația că, bă, n-am mai văzut așa ceva, ce e, hai să mă uit. Hola! Am zis să vă arăt și farurile pentru că sunt foarte interesante. Sunt full LED după cum se poate vedea și avem și aceste elemente foarte drăguțe de design în formă de triunghi, săgeată, că toată am avut discuția asta că sunt triunghiuri sau săgeți. Sunt și triunghiuri și săgeți până la urmă, sau ce vreți voi să fie, că dacă le vedeți dreptunghiuri, cine sunt eu să vă contrazic. Dar dacă mergem spre lateral, avem culoarea Vapor Grey. Și apropo, în configuratorul Cupra sunt 6 culori din care poți alege. Cei de la Cupra au declarat că de fapt culorile lor sunt niște culori neutre sofisticate. Sofisticate sau nesofisticate, avem 3 tipuri de gri. Ăsta se numește Vapor Grey și seamănă al naibii de mult cu Nardo Grey, alb, un albastru foarte frumos și roșu. Mai mult de atât, dacă vrei, țocolantezi tu cum vrei. Jantele poți să-ți iei de pe 19 până pe 20 de inci. Noi avem jantele pe 19 inci, câteva elemente aerodinamice pentru îmbunătățirea autonomiei, dar sunt niște jante un pic cam mari pentru o mașină care, na, e electrică, vrea să-ți ofere autonomie cât mai bună. Mergând spre spate, avem clasicul spate de Cupra cu această bandă LED care se unește foarte, foarte frumos. Stopurile sunt absolut geniale și îmi pare rău că acum este lumină, pentru că lumina face o nedreptate acestor stopuri. Noaptea se văd absolut genial cu toată banda asta LED așa umplută de lumină. Scrisul Cupra de la Cab Racing și logo-ul cu acest background de imitație de fibră de carbon și acest difuzor de aer care, na, nu face foarte multe, dar arată bine și este un plus. Portbagajul este acționat manual, nu este electric. Un volum de 385 de litri, cam același volum pe care ți-l oferă și Volkswagen Golf. Ca idee, două puncte de ancorare pentru sacoșele de cumpărături. Avem aici și o priză de 12 V, sub podea trebuie să fie niște cabluri de încărcare, care de fapt sunt aici frumos într-o husă, și avem și trusa medicală de la Seat, deci nu scrie Cupra pe tot Seat este. Haideți să vedem acum și testul nostru dacă se prinde centura în banchetă și dacă este suprafață plată în salonul de încărcare. Haideți să rabatăm și bancheta spate. Da, deci
suprafața plană de încărcare nu este absolut deloc, pentru că buza asta de aici este foarte, foarte mare. Deci când vrei să încarci ceva mai voluminos, un troller mai mare, de ăla de băgat la cală, da, o să te chinui un pic, ce-i drept. Și să vedem dacă centura se prinde sau nu. Dacă țineți minte, la Cupra Leon, cât și la Seat Tarraco, nu știu dacă poți apar înainte la Cupra Bon Tarraco, nu s-a prins, pentru că centura este poziționată atât de bine încât nu are nicio treabă cu macheta când o închizi. Și la Cupra Born este exact la fel. Deci, big like, Seat, Cupra, Vag, etc. Clar, interiorul lui Cupra este foarte asemănător cu ce vezi pe ID3, dar are câteva elemente în plus ce îi dă un caracter ceva mai diferit și mai puternic decât ID3-ul. Trebuie să prind și neclimatizarea asta, că stai, că trebuie să intri în climă. Da, că na, nu mai sunt butoane fizice, că de ce ne trebuie butoane fizice în 2023? Bun, ca materiale pe bord. În zona asta de aici avem o spumă moale, cât de cât plăcută la atingere. În zona asta avem un plastic ceva mai moale, se simte așa un pic ciudat la atingere, pentru că ți agață unghiile. Deci dacă ești fată și faci asta așa, o să putea să rămâi fără două unghii foarte legeri și să te enervezi și să se strice ziua, deci nu faci asta. În spate materialele sunt ceva mai proaste pe uși, dar în partea superioară sunt la fel, pentru că este acel scratchy plastic foarte nervant, dar totuși când cobor cu mâna în zona unde se reține mâna, avem acest material din microfibră, are feeling-ul ăla de la Veta, așa, știi? Nu la Veta de aia zgripțura cu care ștergi prin bucătărie și prin baie, e o lavetă de aia mai drăguță de ții pentru ecrane de telefon și laptop. Totuși, în zona de butoane, din nou, același plastic tare, cât și în partea de jos la uși, avem același plastic tare enervant scratchy, dar până la urmă este o mașină care costă 43.000 de euro cu TVA, adică nu este ceva ieșit din normal în segmentul ăsta de preț, în segmentul ăsta de piață. Din nou, nu avem neapărat o scobitură pentru spoturi de pahare în buzunare din ușă, dar e ok, îți poți ține aici o doză fără să se verse și fără să fii panicat. Și ca spațiu de depozitare, da, e în regulă, este un spațiu decent, nimic ieșit din comun. În același timp, mai avem și aici două spoturi de pahar, încă un spațiu de depozitare foarte frumos scobit aici. Din punctul ăsta de vedere, Cupra stă foarte bine la spațiu de depozitare, pentru că aici avem și un spațiu special pentru telefon, care trebuie să stea așa. Știi, și aici cum ai două porturi USB Type-C de încărcare în cotieră, știi, ne-ai băgat direct așa și toată lumea e fericită. Dar mi-am pus deja telefonul aici, am venit pe autostradă și când am accelerat un pic mai tare, s-a întâmplat chestia asta, pentru că nu ai un spațiu delimitat, este direct un hău, cum s-ar zice, o râpă. Cotiera nu se poate regla și pe înălțime și este un pic de dezavantaj, dar totuși poți să faci chestia asta pe lungime. Aceeași microfibră pe care o găsim și pe zona de ușă. Și scaunele sunt scaunele sport de la Cupra. În zona asta de uzură ceva mai mare este un material textil, în timp ce pe partea asta de lateral de exterior avem un material Alcantara. Mega confortabile, te țin foarte bine când vrei să mergi mai sportiv cu mașina. Și aici avem tot așa un plastic cu niște elemente de design în formă de triunghi sau săgeți. Mi se pare că atunci niște săgeți, dar în același timp sunt niște triunghiuri unite. Și torpedoul, dimensiuni decente spre mici. Na, țin cap niște hârtii, după cum se poate vedea, un portofel, un telefon și ce mai ține lumea prin torpedo. Și zona asta se închide drăguț. Avem aceste elemente cromate în culoarea Cupra. Iar din punct de vedere ergonomic, aici intervine și problema mea, pentru că tot ce vedeți pe mașina asta, în afară de aceste două butoane de aici și butoanele de control de pe ușă, totul este pe tactil. Da? Sistemul de climatizare la fel, pe tactil, trebuie să faci chestia asta. Noaptea, toată zona asta nu este luminată și trebuie să faci aici o căutare de asta nebună în timp ce conduci și devine foarte enervant și la un moment dat poate să devine chiar și periculos. În același timp și butoanele de pe volan în zona aceasta sunt tot tactile, adică tot dacă vrei să schimbi ce ți apare în dashboard-ul ăsta, care apropo este legat de coloana de direcție, deci când miști așa volanul se va mișca cu totul, tot tactil se face, trebuie să faci de asta așa, un slide ca la telefon. Și ok, am eu boala asta de a merge ceva mai nesănătos și un pic mai ciudat când stai la un drum lung și te relaxezi, eu mai stau așa cu mâna, știi, nu stau așa, mai stau așa. Și mi s-a întâmplat și acum pe drum să apăs pe tot felul de butoane, să mi apară tot felul de informații în dashboard, să chiuie mașina la mine doar pentru că steam așa și atingeam vreo 3 butoane în același timp. Avem buton de start-stop, dar nu ai nevoie de el, pentru că atunci când vrei să pleci cu mașina, doar o pui în drive, în această urechiușă de Shrek, ca să zic așa, o pui în drive și motorul pornește direct și ai plecat, și când vrei să o oprești, o pui în park, ai deschis ușa și asta a fost. Și modelele condus în felul următor. Ai range, confort, performance, Cupra, individual și na, range, confort. Și dacă tu acum stă în modul confort, da? Și vreau să trec direct în modul Cupra fără să mai apăs de 3 ori pe butonul ăsta, doar apăs pe acesta, drive profil Cupra. Îți dai așa un feeling de mașină de curse. Poate cea mai enervantă chestie pentru mine, butoanele pentru deschisul geamurilor față-spate. Pentru că, după cum vedeți, avem doar două butoane. Acum controlăm partea din față a geamurilor și dacă vrei să le controlezi pe cele din spate, trebuie să apeși pe butonul ăsta unde scrie rear. Și abia acum poți să le controlezi. De ce? Mi se pare o chestie atât de
enervantă și de complicată degeaba. Și încă un lucru enervant, volanul cum este făcut îți blochează vederea la sectorul de transmisie, deci tu nu vezi când dai pe aici, adică na, trebuie să te obișnuiești mai întâi cu mașina ca să știi că fix acolo e sectorul de transmisie. În același timp îți blochează vederea și când vrei să te joci cu lumina, dacă vrei să fii pe auto, dacă vrei să dai tu pe un mod diferit și așa mai departe. Dacă vrei să aprinzi lumina de ceață, la fel, trebuie să te uiți pe aici, să te cauți. Sistemul de fonte, la fel ca pe Volkswagen ID3, ID4, ID5 și dacă apropo, dacă vrei să vedeți review-ul meu cu ID5, o să apară pe aici pe undeva pe sus. Dar ce vă pot spune e că arată mai bine și că răspunde mult mai repede decât sistemul pe Volkswagen. Și asta este un plus până la urmă. Dar uitați, se mișcă mult mai repede. Deci controlezi tot ce trebuie, dacă apeși pe acest born de aici, foarte drăguț, să ai tot ce vrei tu legat de mașină. Sisteme de siguranță, driver profile, iluminare ambientală, wellness, activ, calm, cold. Ar merge un pic, dar nu bagă rece, știi, doar cool culoarea. Bun, în spate, deschiderea ușii este decentă, adică te poți descurca cu un scaun de copil sau cu niște bagaje ceva mai mari. Dar aici apare din punctul meu de vedere prima problemă, faptul că bancheta din spate este destul de înclinată. Și după cum vedeți, piciorul meu nu atinge cu totul bancheta și poate nu e neapărat cea mai deranjantă chestie, dar la drum lung, credeți-mă că o să vă amorțească picioarele și să fie deranjant. Dar ca spațiu, scaunul stă pe înălțimea mea de 1,85 m, nu am probleme la genunchi deloc, adică am mai mult de o palmă de spațiu, la fel și la cap și chiar și cu un plafon panoramic, deci acum am 4 degete de spațiu la cap și cu un plafon panoramic poate scădea la 2, deci nu aveți probleme din punctul ăsta de vedere, nici pe scaunul din mijloc, pentru că na, nu este un tunel median. Ok, scaunul din mijloc este ceva mai îngust, clar. Dar dacă ai două persoane ceva mai corpulente lângă tine, cred că te poți descurca dacă tu ești ceva mai slab și mai mic, așa ca mine, și stai așa un pic mai încolosit în mijloc, e în regulă. Totuși, când stai pe lateral, să aveți mare grijă la partea asta, pentru că atunci când cineva ia o curbă sau dacă cineva vă împinge un pic în partea asta, o să aveți problema asta cu capul. Și dacă totuși nu ai pe nimeni în spate și ești doar tu, ei bine, trebuie să știi că la Volkswagen și clar și la Cupra, cotiera din spate este o extra opțiune, pe care din păcate noi nu avem, deci nu putem să vă prezentăm aspectul ăsta, dar dacă mă întrebați, o cotieră spate este printre primele opțiuni pe care trebuie să le puneți pe o mașină, pentru că na, chiar te ajută foarte mult când e vorba de confort. Bine, tocmai am dat cu capul. În general, cotiera spate vine inclusă în orice preț, la orice brand, în afară de cele din grupul VAG. Da, corect și asta. Bun, pe consola centrală nu avem și a treia zonă de climatizare, avem doar două porturi USB Type-C și ca spațiu de depozitare, clasicele buzunare din scaune, care, na, e plăcut că nu sunt niște plase din alea enervante, dar sunt puse foarte jos, adică dacă vrei să iei ceva de aici, trebuie să te apleci un pic, na. Și buzunarele din uși sunt încăpătoare, ok, nu ai neapărat o scobitură pentru un suport de pahar, deci ca idee, dacă nu ai extra opțiune cu cotieră și ai nevoie să-ți ții un pahar sau o doză, ține o mână că n-ai altundeva unde să o pui. Și ca materiale pe ușa din spate, pe ușile din spate, da, se vede și aici un pic de cost cutting pentru că nu sunt la fel de calitative ca cele din față și toată ușa este îmbrăcată într-un plastic tare, nu neapărat deranjant, chiar și pe ușă avem tot un plastic, nu e un material moale. Sub capotă, teoretic, îmi place că nu e acoperit doar cu un capac și să nu mai vezi nimica, dar din nou, nu sunt foarte multe lucruri de văzut și de povestit. Momentan, în România, poți să-ți iei doar Cupra cu motor cu bateria de 58 de kWh, se dezvoltă 204 cai, cuplu motor maxim de 350 de Nm și aici vine și partea plăcută, pentru că toată această putere este transmisă exclusiv doar roților de pe puntea spate, știi? De câte ori am auzit în grupul VAG o mașină cu tracțiune spate, doar dacă era ceva super sportiv. Prinde 100 în 7,3 secunde și are viteză maximă limitată la 160 km pe oră, dar așa ca idee, ca un mic secret care să rămână între noi, se duce și la 170. Am auzit, nu știu, nu e un număr cu mai mult de 100, nici pe autostradă. Da. Apropo, mai este și varianta e-boost, plătești cu vreo 400 de euro mai mult și ai un buton care pentru 10 secunde îți dă o putere în plus, adică în loc de 204 cai, pentru acele momente vei avea 231 de cai putere. Când vine vorba de garanție, nu este nimic ieșit din comun. La Cupra, ca la toate mașinile din cadrul VAG, ai 4 ani garanție, primii 2 ani sunt fără limite de kilometri, în timp ce anul 3 și 4 sunt cu o limită de 120.000 de kilometri. Iar din punct de vedere al siguranței, din nou, Cupra, Seat, Volkswagen au niște cifre al naibii de bune, 5 stele la euro în cap, siguranța la adulți 93%, la copii 89%. Te pop, foarte drăguț omul, vezi? Ai văzut ce înseamnă solidaritatea VAG? A trecut băiatul Golf 6 cu muzica la blană, a văzut că filmăm o Cupra care tot din VAG și a zis, bă, nu, opresc muzica că nu poți să deranjezi pe băieți. Siguranța la pietoni 79%, în timp ce sistemele de siguranță au primit un procentaj de 80%, niște cifre foarte, foarte bune.
a venit momentul să plecăm și la drum cu Cupra Born, acest ID3 pe steroizi, cum îmi place mie să-i zic. Prima chestie de ținut minte. Pentru câteva sute de euro în plus, puteți să aveți opțiunea e-boost, adică ai un buton de boost pentru 10 secunde care îți va da ceva mai multă putere. În loc de 204 cai, o să ai pe moment 231 de cai putere. Asta înseamnă că nu o să faci 100 în 7,5 secunde, vei face 100 în 6,6 secunde, dar din punctul meu de vedere nu este o opțiune care merită neapărat. Cu autonomie de 426 de km declarată VLTP, Cupra Born trebuie să răspundă nevoilor aproape tuturor persoanelor care folosesc o mașină electrică. Adică 426 de km la urmă este o cifră normală în zilele noastre pentru o mașină electrică, îți faci treaba cu ea. Mai departe, Cupra Born, din punct de vedere al confortului, se descurcă binișor, adică face treabă bună atunci când vine vorba de absorbit, de nivelări, gropi și așa mai departe. Într-adevăr, la viteze de autostradă, 130-140 km pe oră, apare un mic deranj, o mică agitație, o mică instabilitate, dar nu luați cuvântul instabilitate ca pe ceva 100% adevărat, pentru că nu vă gândiți acum că mergeți pe autostradă și mașina începe să facă pe drum. Nu. E ok, dar o să simțiți o mică neplăcere. Înălțimea de rulare a fost redusă, un pic redusă față de ID3. Astfel, mașina este mai sportivă. Oricum, când zici Cupra, la asta te gândești, la dinamică și sportivitate. Oricum, se atunci ceva mai dinamic și mai sportiv ca Volkswagen, nu, Cupra este și mai și. Deci, credeți-mă că atunci când merge ceva mai sportiv sau ajungi pe un drum de țară sau pe un drum cu mai multe curbe, Cupra Born nu este mașina cu care să aveți emoții. Per total, își face treaba foarte bine și în oraș și pe partea de confort. Adică avem acum un speed bump normal cu 30 km pe oră, în afară că apar câteva zgomote, un pic de tot deranjante. În rest, nu am ce să zic de rău. Adică un zgomot ăla de gol, așa, un tum, 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 tum. Stă mult mai bine ca rivale cel mai apropiat, adică stă mult mai bine pe curbe, se mișcă mult mai bine, e mult mai agilă decât ID3 sau Renault Megane E-Tech, pe care apropo l-am testat și pe canal, nu eu, l-am testat colegul Dan, și dacă vreți să-l vedeți, o să aveți un link. Dar acum, în modul confort, răspunde la fel de repede, ai cuplul ăla de 350 de Nm care este instant, adică chiar și dacă ești în modul confort, să spunem că ai nevoie să faci o depășire un pic mai rapid, ai nevoie de o repriză de asta mai puternică, doar apeși accelerația și de acolo Born își face toată treaba. Într-adevăr, nu este la fel de confortabil ca un Seat Leon sau ca un Volkswagen Golf la modelele cu motorul tradițional, cu motorul convențional, dar nici nu era asta ideea până la urmă. Adică Born are o direcție foarte precisă, are un control foarte bun al caroseriei, are o direcție ponderată așa, și în același timp are și precizie foarte bună. Ok, nu ai mult feedback de la drum, asta e clar, dar este surprinzător de precisă direcția. Unde vrei să pui mașina, acolo se duce, și asta am apreciat întotdeauna la Seat / Cupra. Adică și la Taracu, pe care l-am testat săptămâna trecută, la fel, chiar dacă era un SUV de familie, ba, unde puneai mașina, acolo se ducea. La fel și cu Cupra Born, și are un cer de viraj de 10,2 metri, o cifră absolut excelentă. Deci credeți-mă că nici prin oraș nu o să aveți emoții cu Born. Este foarte agilă, este bagă peste tot, adică ai loc cu ea peste tot, găsești loc de parcare lejer, deci nu ai problemă cu ea nici în oraș, și asta este foarte tare. În oraș nu ai problemă cu ea, și atunci când ai de un drum mai cu curbe, un drum ceva mai distractiv, Born face și treaba asta și e de apreciat până la urmă. Și chiar este o mașină foarte aproape de definiția hot hatch-ului. Este un hot hatch electric, dacă vreți să zicem așa. Dar până la urmă, nici hot hatch-ul, adică cuvântul ăsta, expresia asta, denumirea asta de hot hatch, dispare ușor din industria auto. Pentru că ce reprezenta treaba asta? Păi era o mașină cu putere, nu cu foarte multă putere, în jur de 200 de cai, care era accesibilă. La 43.000 de euro cu TVA, mă rog, scazi subvenția de la stat, iei, să zicem, un 35.000 de euro cu TVA, până la urmă nu și-ar permite toată lumea dacă o luăm așa. Din punct de vedere al vizibilității, este foarte bună. Singura chestie cu care trebuie să vă obișnuiți, pe mine m-a deranjat cel puțin la început, oglinzile retrovizoare care sunt plasate pe ușă sunt jos, sunt mult mai jos decât la mașinile mai normale. Și este un unghi destul de ciudat, adică o să vedeți că o să vă apară niște unghiuri moarte, la care nu vă așteptați la alte mașini. Deci este un lucru care trebuie să vă obișnuiți. Mașina pe care avem noi astăzi nu are cameră, nici măcar nu are cameră spate, este doar cu senzor, dar senzorul își fac treaba foarte, foarte bine. Și da, dar ca un plus la vizibilitate avem acest parbriz foarte mare, vezi totul prin el, și în același timp și aceste gemulețe mici din față, în jurul stâlpului A, gândite foarte, foarte bine cei de la Cupra, deci chiar elimină niște unghiuri moarte care te-ar încurca mult într-o intersecție și în alte locuri. Oglinda retrovizoare bună, luneta este un pic turtită și îți ia un pic din vizibilitatea spate, dar per total nu am probleme
la vizibilitate când vine vorba despre Cupra Born. Mai departe, zgomotul. Este un loc, habitacul este foarte silențios, adică nu ai zgomot de la transmisie, nu ai zgomot de la motor, de la rulare, nu. Deci chiar niciun zgomot nici de la rulare. Și la viteze de 140 de km pe oră pe autostradă, abia se aude vântul în câteva ocazii, dar nici măcar. Singurul zgomot care mai apare deranjant, cum am spus și mai devreme, de la suspensie, că se aude așa, puf, puf. Dar în rest, foarte, foarte bine antifonată mașina. Seatul, grupul VAG, au avut o idee genială când s-au gândit să facă Cupra. Divizia Sport de la Seat acum este o marcă proprie. Din punctul meu de vedere, cel puțin Cupra Born, deci cred că va anula toate vânzele de ID3, pentru că acum amândouă pleacă de la același preț și nu înțeleg. Deci am condus și ID3, care e o mașină ok, dar Cupra Born, din punctul meu de vedere, îl bate la toate capitolele, la design, la aspectul interior, la infotainment, că este mai rapid, la cum se conduce, la sportivitate, la dinamică, chiar și la confort. Ok, ID3 este un pic mai confortabil, dar nu cu mult, nu încât să fie un criteriu de departajare. Și acum suntem cu ea în modul confort și nu se întâmplă nimica. Nu ai niciun zgomot. Mașina stă foarte, foarte bine, absorbe aproape toate denivelările cum trebuie. Și dacă te-ai pus de modul confort și ajungi pe un drum de ăsta mai cu viraje cum avem noi, ai butonul de drive, poți să intri în performance sau poți să intri în modul Cupra. Din nou, ai butonul special, te duce direct în modul Cupra de aici și îmi place că arată așa ca la mașini de curse și o chestie foarte interesantă. Și aici vine și partea foarte plăcută, că este o mașină cu tracțiune spate, adică dacă dorești, o poți face foarte, foarte ușor să fugă un pic de fund, să fie mai obraznică, mai... Și în același timp și fața este foarte agilă, e o mașină de aia nimble, agilă, ai pus-o acolo, acolo se duce, știi? Îmi place mult chestia asta. Și încă o chestie, când mergi pe confort sau modul range, poți să pui mașina și în modul braking. Ce înseamnă asta? Că are frânare generativă, atunci când e picior de pe accelerație, mașina începe să frâneze singură pentru a recupera cât mai multă energie electrică. O face foarte bine, dar ca idee, nu o să frâneze până la 0 km pe oră, o să ajungă undeva pe la 7 km pe oră și de acolo o să o țină așa, ușurel, ușurel. Și nu este nici foarte violentă frânare, adică nu te va băga capul în parbriz, o face progresiv, lejer și în același timp îmi place că pedala de frână nu este ca la alte modele electrice sau modele hibride, unde în prima parte te generează și abia după aceea începe să frâneze. Se descurcă foarte bine, este ca o pedală normal de la o mașină cu motor termic, ai apăsat și începe să frâneze, niciun moment mort, nimic. Deci, și din punctul de vedere, stă foarte, foarte bine. Și din nou, eu nu sunt neapărat un fan al mașinilor electrice. Ok, înțeleg, e viitorul, e nu știu ce. Înțeleg toate ideile astea, dar mie personal nu plac atât de tare mașini electrice. Dar totuși, dacă cineva m-ar obliga să-mi cumpăr una electrică, deci Cupra Born ar fi pe lista aia scurtă. Este mega distractivă mașina asta. Mega, mega distractivă. Și despre câte mașini electrice putem spune asta? Despre câte mașini electrice poți să vii să spui cuiva, bă, uite, cu asta chiar m-am distrat, este distractivă, îmi place. Vă zic eu, nu sunt multe. Deci chiar nu sunt multe. ID3 este varianta aia politicoasă, varianta aia care nu vrea să deranjeze pe nimeni. Și eu sincer m-am căsătorat să fiu politicos așa cu toată lumea, chiar și cu oamenii care nu merită. Așa că Cupra Born, asta e ideea, nu mai vrei să fii politicos, vrei să fii ceva mai întrăzneț, bă, ia-ți Cupra Born și în trafic ești, s-a terminat cu politețea. În limitele bunului simț până la urmă. Bun, deci am ajuns pe drumul ăsta de pădure, mașina este în modul Cupra, am piciorul în frână, deci haideți să vedem. 3, 2, 1 și... ...90, 100. 7,4 secunde, a declarat 7,5 secunde, deci astea-s cifrele. Cât au zis, atâta este. Și acum hai să facem și un test de frânare, de la 100 la 0. Wow! O să se revin, că m-a luat cu amânțela, mi-a zburat creierul. Da! Și la frânare Cupra Born s-a descurcat foarte, foarte bine, nu am nimic de menționat. Doar acum să vedem pe filmare în câte secunde a frânat și astfel putem scoate și distanța de frânare aproximativ. Nu sunt foarte multe mașini electrice pe care sunt entuziasmat să le conduc sau pe care abia aștept să le conduc, dar pot să vă zic că Cupra Born a fost una dintre ele și chiar m-a impresionat foarte mult, pentru că ideea este să fie un hot hatch de modă nouă și pentru asta Cupra Born cred că reușește să facă treaba asta, adică chiar cred că începe un fel de nou segment de piață cu hot hatch-uri electrice. Oricum, în final vreau să le mulțumesc încă o dată băieților la GTT Motors pentru că mi-a dat șansa să merg cu acest Cupra Born, care apropo când am luat-o avea 15 km. N-am condus în viața mea o mașină mai nouă, nici măcar eu, că m-am născut nu eram atât de nou. Și până data viitoare, știți deja cum stă treaba, nu uitați de un like, de un subscribe, nu uitați de platforma noastră AutoVantage și pa!